Uitați-vă ce se întâmplă în Chișinău. Uitați-vă ce se întâmplă noaptea asta, ce s-a întâmplat la Rășcanul. Eu vreau să vă amintesc, atunci când, câteva luni în urmă, polițiștii tărau pe jos deputații socialiști care blocau această construcție, toată societatea, o bună parte din dreapta noastră așa numită pro-europeană, spune, dar nu nimic, sunt documente, nu știu ce așa mai departe. Apropo, cei care ați votat rău mai mic pentru Chișinău, 5 ani în urmă și 1 an în urmă, înghițiți-mă în TikTok. Dacă o să procedați tot așa mai departe, o să vedeți ce, la ce o să ajungem. La Rășcanovca, judecătoria Buicani, în data de 8 februarie, e decizia și interzice membrilor PSRM, deputaților și consilierilor, ca să se opună construcției. Deputat Pele Dârda, din clanul lui Gimpu and Company Chirtoacă, prejudecată, interzic deputaților noștri să protesteze împotrivă. Pe data de 3 februarie, deputații noștri se adresează în judecată că se interzică construcția de la Rășcanovca. Uitați-vă la ce am ajuns. Eu vin cu un apel către deputații din Parlament. Toți acei care vor vota astăzi pentru legalizarea acestui complot, это заговор против кишиневцев, против жителей Молдовы. Тоți care vor vota sunt complici. Și veți fi responsabili de toate fără de legile ce se întâmplă în Chișinău. Și Doamne ferește de pierderea oamenilor vieților românești. Dar asta nu e exclus. Chirtoacă trebuie să aibă la pușcărie. Și el o să la pușcărie. Dar ăștia din Parlament care azi sunt idei atribuții suplimentare, sunt complici. Și o să răspundă tot cu timpul în fața legii. În caz dacă aceste legi vor fi votate, noi